Există aici un iaz cu pește. E poză și la chec. Adevărășune! Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Suntem în Socobania și astăzi mergem să vizităm una dintre cele mai frumoase cascade din Serbia, situată pe muntele Ozren. No more distance. Walk around. Uh-huh. On this road. Through the gate and on the left side. Ok, thank you. E un lac cu pești. Cu somon. Nu știu cu ce. Îi vezi acolo. Mergem după ce mergem la cascadă. Da. Se ajunge cu mașina în parcare, iar de aici se coboară aproximativ 500 de metri, cam 10 minute de mers pe jos. Această cascadă a fost formată de râul Gradasnica, iar numele acesteia se traduce prin Săritura. Cascada este formată din aproximativ 10 cascade, însumând o înălțime de 40 metri, iar cea mai spectaculoasă parte are o înălțime de 17,5 metri. Ripalica este cea mai înaltă cascadă din Serbia și cel mai vechi monument al naturii. În zonă există numeroase locuri pentru picnic, cu mese și bănci, dar și spații pentru pregătirea grătarului. Oh!
Da. Vreau să fac stare de genul ăsta ar fi. Use of open fire was disposal. Ăsta ar fi braz secular. Dar nu știu că de altă. Ești foarte mare. Aici. 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 Dacă vrei să vezi stradă la pești. Un localnic ne-a spus că există aici un iaz cu pește. Și un părculeț foarte frumos cu măsuțe. Cam nu știu ce sunt. Așa cum trebuie să fie căzulare, nu știu. Au burta roșie, vezi? E păstrat să mâna. E o cascadă, nu de dor, da. Hai să dăm acolo. Eu uite cum sărise așa, în care. Ia. Da, vreau și o felie. Ia, da, da. Are, nu te luam bine, are Nelu în cușeta. Așa, fă-i poză și la, fă-i poză și la chec. Ne-a venit foame. Le-am bat în zăfânt. Mai ieși aici unul mai mic. Doi. E, mă, pește aici... Nu, câțiva. Câțiva, dar cred că sunt mai mulți, dar nu au ieșit toți. Dar eu am zis că pleacă după ce se pune acolo. Nu ne se duc. N-au, că-s baricadați pe ăla. N-au, că-s baricadați. Ăsta? Curge apa. Dar e ploasă, nu te pune, nu știu de vreo, nu știu, e ploasă aia acolo. Nu știu de aici. Sunt aia scură, nu știu. Nu e cel mică, s-a atins cu ce. Dar ce poate mai fie cu zbapă, văd? Da, sunt
răspuns prin educație. Și copiii ei mici, mănâncă și dorm. Să facă fiul meu. Bagă-o șlipovița lui Nelu, că eu sunt cu mașina. Помочь. Что это? Кружка, что ты студируешь? Мам. Какая красивая? Пере. Да, вот это. Ну, я. Кайсия и кружка. Șlivovița, yes. A, ba de părășune. Turist, little winter. Ba, winter, small. Summer, in the summer. In summer, wow. Am ajuns la finalul acestui clip și dorim să îți mulțumim pentru că ne-ai însoțit în această călătorie. Dacă ți-a plăcut ceea ce ai văzut, abonează-te la canalul nostru și împărtășește bucuria explorării alături de noi. Până data viitoare, zâmbește și bucură-te de fiecare moment. O zi minunată! La revedere!